unește, comunitatea ne unește și gândurile, de ce nu, și bună educație, desigur, în urma la ceea ce am văzut noi acolo. Și a treia activitate sunt elevii claselor a 5-a, a 7-a și a 8-a, care vor merge mai departe pe activitatea de terenul sportiv. Noi vă mulțumim pentru implicare și sperăm noi că cumva o să vă dăm un invot ca să participați și la activitățile următoare. De aceea eu că activitatea de astăzi are generic cu focus ca să vă demonstrăm focul că noi suntem diferiți, însă egal. Și anume sportul ne unește și a să vedeți cât e de important în echipă să lucrăm cot la cot, umăr la umăr, să avem un rezultat la final. Echipa noastră, echipa mare, sunt prezenți clasa, elevii clasei a 8-a, elevii clasa a 7-a, elevii clasei a 5-a, elevii clasei a 4-a, cât și dragii noștri profesori. Da?